Dragilor, astăzi vorbim despre minte, despre creier, despre prezența conștientă, despre neuroștiințe și despre fericire. Alături de noi este Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut și vom discuta pe marginea cărții Neuroștiința fericirii, dezvoltarea conștientă a creierului către armonie și integrare, o carte scrisă de Daniel Siegel, publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Și aș începe discuția noastră chiar pornind de la cele spuse menționate de mine puțin mai devreme, care este relația dintre minte, creier și starea de conștiință? Bun găsit, Sorin! Mă bucur să fim din nou împreună. Cred că vreau înainte de toate să-i fac așa o mulțumire lui Siegel, pentru că toate cărțile lui care vin așa cu dovezi foarte, foarte concludente din zona asta a neurobiologiei, au dat cumva greutate psihologiei și au pus-o alături de marile științe, ca să spun așa, pentru că psihologia era așa privită un fel de știință de rang 2, pentru că ea, săraca, nu prea putea să demonstreze că are și ea un obiect de studiu, că are și ea niște metode științifice, obiective, prin care studiază și demonstrează fenomene. Ei bine, și noi am suferit așa de-a lungul vremii, noi psihologii, pentru că nu aveam această bază foarte științifică, foarte grea, cu care să demonstrăm ceea ce cumva știam la nivel intuitiv. Cumva Siegel și nu numai el, sigur că sunt mult mai mulți autori și Goleman și, mă rog, sunt mulți autori care vin cu studii foarte, foarte serioase pe mii de oameni, demonstrând că ceea ce psihologia spune, și nu doar psihologia, până la urmă și religia și științele ezoterice, nu sunt doar niște percepții subiective, nu sunt doar așa niște păreri pe care le avem așa noi între noi, ci chiar avem niște dovezi în sensul ăsta și intervenția pe care noi o facem cu instrumentele pe care le avem la îndemână chiar are efecte palpabile de data asta, nu doar așa la nivel de experiență personală și subiectivă. Revenind la întrebarea ta, care este percepția, care este legătura dintre creier, minte, stare de bine și așa mai departe. Sigur că aș face o diferență între a ne simți bine, și știu că am mai vorbit un pic despre asta, și a fi bine. Și Siegel vine cu acest mindset, da? Cu acest concept de a-ți privi propria minte, a-ți vedea propriul fel de a gândi, un fel de oglindire, se mai folosește și acest termen de oglindire, în care nu doar că percep realitatea, încerc să mă adaptez realității, dar mă și gândesc cum fac lucrul ăsta. Și atunci multe, multe studii deja arată că felul acesta în care încercăm să fim cu noi înșine, în care încercăm să fim conștienți, în care încercăm să fim cât mai prezenți cu noi înșine, cu experiențele noastre, cu relațiile noastre, cu ceea ce simțim în interiorul nostru, sunt de fapt baza pentru o relație bună cu sine. Și astfel, o relație bună cu sine va genera și o stare de bine, o stare de acceptare, de împăcare, nu neapărat de fericire, da? Adică nu, stare de bine nu este o euforie perpetuă, nu, este o acceptare, o înțelegere, o asumare a ceea ce sunt în momentul în care sunt. Cât de important este, cumva plecând de la cele spuse de tine puțin mai devreme, cât de importantă este neurobiologia, că tot ai pomenit despre neurobiologie, și Daniel Siegel în cartea sa Neuroștiința fericirii vorbește și folosește anumiți termeni, anumite concepte, care iată, spuneai tu, ajută cumva, de fapt nu cumva, ajută mult zona de psihologie ca știință. Și partea de psihoterapie, pentru că ne-am tot aplecat asupra tiparelor comportamentale și relaționale, ne-am tot aplecat asupra rănilor și asupra traumelor, ne-am tot aplecat asupra multor lucruri. Dar iată că în ultimul timp, în ultimii ani, să spunem, există
o aplicare mai mare asupra ceea ce înseamnă neuroștiințele, printre care și neurobiologia. Bun, dincolo de gânduri, dincolo de emoții, dincolo de reacții, cum e cu creierul? Bineînțeles că știm și am discutat și se discută în media, da? În ultimul timp, în ultimele luni, mai ales decât cu pandemia, dar poate și în ultimii ani, despre ceea ce înseamnă neuroștiința, despre felul în care funcționează creierul nostru, despre felul în care facem această asociere, legătură între gânduri și emoții. De unde vin toate astea? Da, clar că în ultimii ani a luat avânt neurobiologia și e foarte bine că s-a întâmplat așa, pentru că, știi, uite, și bunicile noastre spuneau că e bine să te rogi, de exemplu. Da, e bine să te rogi, e așa, un îndemn plăcut despre viață. Ei, cumva neurobiologia a demonstrat cum anumite procese neurologice schimbă efectiv structura creierului. Consistența creierului se schimbă prin natura experiențelor noastre. El devine mai dens sau devine din contră cu zone lacunare. Deci compoziția creierului se schimbă. Și atunci, dintr-o dată, îndemnul bunicii, e bine să te rogi, care pare, repet, un îndemn lejer și simpatic, devine un percept al neuroștiinței care spune, sau un neurobiologic care spune, domne, uite, meditația schimbă, domne, această zonă cerebrală. Ceea ce este bine, pentru că, de exemplu, ești mai conștient sau ești mai, poți să-ți controlezi mai bine impulsurile. Deci neuroștiința demonstrează efectiv cum un anumit proces, respectiv uite, meditația, da? Sau mindfulness-ul, da? Ok? Realmente produce o schimbare structurală și structura într-o egală măsură la nivelul creierului. Ori astfel de lucruri erau neînchipuit, să spunem acum, deși, repet, le știam la nivel intuitiv, la nivel subiectiv, dar nu aveam această demonstrație concretă. Mai mult decât atât, ce mi se pare mie iarăși fascinant este că până acum cumva s-au studiat zone ale creierului în legătură cu mediul. Domne, uite unde este aria vorbirii, uite unde este aria vizuală, uite unde este aria locomotorii, adică toate acele arii care sunt în legătură cu ceea ce este în exteriorul nostru. Dintr-o dată, neurobiologia a început să identifice acele arii cerebrale care se activează atunci când suntem în relație cu noi înșine. Deci este un alt tip de experiență. Și atunci, sigur că în momentul când noi ca terapeuți, de exemplu, ne confruntăm cu persoane care spun că ok, nu se simt bine în propria viață, ne interesează această zonă a relației cu sine și cum putem să îmbunătățim această zonă a relației cu sine. Și da, deja s-a demonstrat că, de exemplu, un proces psihoterapeutic, un proces de vindecare al traumei, un proces de conștientizare, de înțelegere de sine, produce o creștere a anumitei zone cerebrale, neurogeneză, da? Apar noi neuroni, neuroplasticitate, se mută neuroni, sau, mă rog, își schimbă cumva funcționalitatea anumiți neuroni. Ori lucrul acesta îl face neurobiologia, îl demonstrează neurobiologia. Creierul este sigur, rămâne, deși încercăm așa cu pași timizi să-l înțelegem, rămâne totuși marele mister al nostru și cu siguranță că următorii ani vor fi din ce în ce mai provocatori și mai interesanți din perspectiva noilor descoperiri legate de creier, pentru că mai sunt încă de descoperit o mulțime de lucruri acolo. Care este legătura dintre pomeneai puțin mai devreme, ai pomenit termenul de mindfulness. Care este legătura dintre mindfulness și neurobiologie? Sau cum ne ajută pe noi meditația? Sau uite, ai spus puțin mai devreme, ai dat exemplu cu bunica, rugăciunea. Cum ne ajută meditația în ceea ce privește partea aceasta de neuroplasticitate a creierului și felul în care ajungem să gândim, să spunem, pozitiv. Ajungem la acea stare de bine, dar nu exagerată. La o stare de bine,
de confort, de neutră, liniște. Neutră binevoitoare, știi, așa neutră se spune neutră la cuților. Ok. Păi uite, este deja demonstrat faptul că există o parte în cortexul nostru prefrontal, în cortexul orbitofrontal, care se ocupă cu controlul impulsurilor și controlul emoțiilor. Și, de exemplu, s-a demonstrat deja că persoanele care ajung prin pușcării au această zonă insuficient dezvoltată. Tocmai de aceea, la un impuls, au făcut o infracțiune sau au făcut un act necugetat. Pentru că zona aceasta care este responsabilă cu controlul impulsurilor nu era suficient dezvoltată. Și asta are legătură, desigur, cu ce povesteam noi de multe ori despre teoria atașamentului, despre traumele din copilărie, pentru că, în general, persoanele care ajung să aibă un parcurs infracțional provin din familii cu probleme. Deci, iată cum deja se face legătura între un trecut traumatic care împiedică dezvoltarea unor zone cerebrale. Și iată cum neurobiologia a demonstrat asta și iată legătura dintre afect, relație, atașament și structura creierului care nu-și găsește plinătatea maturizării lui. Dar partea bună, vestea bună este că o practică meditativă, o practică a rugăciunii constante însemnând ani de zile, da? Adică nu din când în când, atunci când aducem aminte, ci o practică a rugăciunii constante a demonstrat faptul că a permis reconstruirea acestei zone cerebrale. Prin urmare, deja știu că s-au introdus în pușcării tot felul de programe de genul acesta în care se încearcă. Sigur că e acolo o muncă titanică și spuneam, se întinde pe ani de zile, în care se încearcă creșterea acelor zone neuronale prin stimulare care sunt mai puțin dezvoltate. Sau știm de exemplu că frica apare în sistemul limbic, care este o structură mai veche a creierului. Da, sunt trei structuri ale creierului, hai să o luăm așa, sunt trei mari structuri ale creierului. Este creierul reptilian, care este creierul nostru cel mai animalic, ca să spun așa, este creierul care se ocupă cu tot ce înseamnă funcționarea noastră umană, da? Ce se întâmplă la nivel organelor interne, cum îți crește părul, eu știu, toate procesele chimice care au loc înăuntrul tău. Apoi există acest sistem limbic, acest creier care se ocupă de tot ce înseamnă reglare emoțională, acolo este și sediul fricii, care este iarăși o parte comună pe care o avem cu animalele, da? Și noi avem în plus acest neocortex, care este cel care face marea diferență între noi și celelalte animale, pentru că a permis, pe de-o parte, dezvoltarea limbajului la un nivel foarte înalt. Și, dincolo de asta, toată zona aceasta de analiză și de conștientizare, de conștiență a faptului că sunt. Sunt conștient că sunt conștient, sunt conștient că trăiesc, sunt conștient că respir. Toate lucrurile astea sunt posibile datorită neocortexului. Ok. Dacă vorbim de o practică constantă a meditației, de exemplu, s-a constatat că, de exemplu, apar modificări la nivelul sistemului limbic, da? Pentru că dacă eu nu mai exersez atât de des frica, sistemul limbic începe să-și reia o dimensiune normală, să spunem. De exemplu, persoanele anxioase, s-a demonstrat că persoanele care sunt anxioase, care au atacuri de panică, au un sistem limbic un pic mai dezvoltat. E, practica meditației, care permite dezvoltarea celorlalte arii cerebrale, asta înseamnă că eu preiau controlul, creierul meu duce zona asta de control a emoțiilor în neocortex, nu mai este doar în sistemul limbic. Ca dovadă, în timp, sistemul limbic își reduce din dimensiuni, pentru că știm foarte bine că orice funcție generează organul, da? Adică îl menține într-o stare vitală. Bun, și atunci, iată, lucrurile astea sunt deja demonstrate, nu ne mai întrebăm, nu ne mai întrebăm de ce un om care face meditație 20 de ani nu mai este furios sau are foarte rar accese de furie. Deja, ok, am înțeles de ce.
nu mai are accese de furie, nu doar ni se pare, cum spuneam și ceva mai devreme. Daniel Siegel mai folosește un termen pe care, iată, noi am mai discutat, dar vrem să-l aducem în atenția cititorilor și cumva să, și a celor care ne privesc și cumva să le explicăm, conceptul de sintonizare. Sintonie și sintonizare. Da, este iarăși un termen pe care el îl introduce. Sintonizarea se referă la acea abilitate de a intra cumva în rezonanță, cum creierul, emisfera mea dreaptă intră în rezonanță cu emisfera ta dreaptă și atunci efectul acestei conectări, acestei legături pe care reușim să o stabilim, acestei sincronizări, ca și cum intrăm amândoi pe aceeași frecvență, da? Efectul acestei sintonii este că celălalt se simte înțeles, se simte primit, se simte ascultat atunci când eu reușesc să intru în sintonie cu el. Și Siegel vorbește despre importanța sintoniei, de exemplu, la nivelul relației părinți-copii. Dacă părinții reușesc să creeze o relație, o să creeze această sintonie cu copilul în care el să rezoneze cu ceea ce copilul transmite, atunci copilul se simte înțeles, ascultat și se creează atașamentul și reziliența și de acolo încolo toate lucrurile bune care pot să se dezvolte. Deci da, sintonia este această rezonanță în care reușim să intrăm și de acolo încolo ajung unul către celălalt mesaje care poate că nici nu mai au nevoie de exprimare verbală. Mă simt, simpla prezență a celuilalt mă face să mă simt bine pentru că mă simt conectat cu el și Siegel și nu numai Siegel, sunt mulți autori care vorbesc despre diferența între a face ceva cu cineva și a fi lângă cineva, a fi în prezența lui. De multe ori cerem, într-un fel în care poate nu reușim să-l facem foarte clar, cerem prezența cuiva, cerem să fim văzuți, cerem să fim prezenți în viața cuiva, dar de fapt cerem această nevoie într-o formă care nu este poate bineînțeleasă de către parteneri și de acolo încolo încep toate disputele relaționale. Am mai găsit câteva lucruri interesante în câteva dintre capitolele cărții care mi-au atras atenția. Reflecții, partea a patra a cărții, reflecții asupra creierului conștient. Educarea minții, cum ne putem educa mintea în așa fel încât să ajungem la starea de bine pe care tu o pomeneai puțin mai devreme. Și apoi creierul conștient în psihoterapie. Ce înseamnă creierul conștient în psihoterapie? După cum bine știi, una dintre formările mele, pentru că dincolo de formarea în metoda ISPR, este cea în orientarea cognitiv-comportamentalistă. Ori noi în formarea cognitivă cam asta facem. Avem intervenție cognitivă, adică avem o intervenție în care îl învățăm pe celălalt, pe de-o parte, să-și monitorizeze, de exemplu, gândurilor. Un astfel de exercițiu în care tu îți monitorizezi gândurilor este deja o formă de conștientizare a ceea ce gândești. Pentru că, de exemplu, și-a fost situații în cabinet când, în momentul când oamenii au făcut monitorizări, spuneau, dar n-am crezut că vor gândesc despre mine atât de rău, că mă jignesc eu pe mine, că mă fac prost de 30 de ori pe zi. Dacă mi-ai fi întrebat, aș fi spus, nu, eu niciodată nu vorbesc rău despre mine. Ei, iată cum în psihoterapie aplicăm tehnici în care creștem această conștientizare de sine, în care creștem această vedere asupra gândului, asupra gândirii, iar în felul acesta învățăm să utilizăm mintea, nu să ne folosească ea pe noi. Pentru că mintea este un instrument pe care trebuie să-l știi să-l folosești. Este la îndemâna noastră, dar ea poate aluneca. Ea poate să te ducă într-o zonă distorsionată a realității. Și o să dau un exemplu. Dacă sunt depresiv, e ca și cum eu am pe ochi niște ochelari fumurii, da? Și eu spun, toată lumea, totul este negru, lumea, uite, totul este negru.
ok, copacii sunt negri, oamenii sunt negri, totul este întunecat și cenușiu și uite ce se întâmplă. Bun, în momentul când conștientizez că de fapt este o lentilă prin care privesc și că de fapt mintea mea nu mai vede realitatea, ci o vede prin această lentilă, încep să conștientizez și să înțeleg cum funcționez. Pentru că oamenii încă nu înțeleg cum funcționează. Așa cum noi terapeuții practicăm acest lucru, nu este important ceea ce ni se întâmplă, ci este important felul în care mă raportez la ceea ce mi se întâmplă, felul în care trăiesc ceea ce mi se întâmplă, felul în care se naște în mine emoția față de ceea ce mi se întâmplă. Și atunci, de fapt, fiecare dintre noi trăim în propria realitate subiectivă. Nu trăim într-o realitate atât de obiectivă, ca să spun așa, ci fiecare trăiește în realitatea minții lui, în realitatea pe care o creează mintea lui și dacă mintea este burdulușită de prejudecăți, de nu știu, agresivitate, de tot felul de concepții învechite, sigur că realitatea pe care mi-o creează este o realitate grea, este o realitate dificilă, este o realitate în care nu mă simt bine, dar prin exersare, prin exercițiu, prin această vedere asupra minții mele, prin această observare a minții mele, înțeleg pe de-o parte să mă detașez și să o privesc și să o analizez și să intervin, să o curăț, în așa fel încât mintea să nu fie o grădină cu buruieni și cu nu știu ce animăluțe pe acolo, ci să devină o grădină frumoasă, cu flori, în care să mă simt bine și în care să trăiesc o realitate împăcată și senină. Pentru că această carte a lui Daniel Siegel se numește Neuroștiința Fericirii, și pentru că ai vorbit mai devreme despre prejudecăți, chiar un subcapitol din carte se numește Eliberarea de prejudecățile discriminatorii. Mă gândesc cât de mult ne influențează mintea noastră și până la urmă viața pe care o avem, asta apropo de nu mă simt bine în propria mea viață, o expresie superbă, cât de mult ne influențează aceste prejudecăți, aceste idei preconcepute, care așa cum spuneam mai devreme, sunt de cele mai multe ori sunt discriminatorii, credințele limitative, anumite pattern-uri sau anumite blocaje mentale. Cât de mult ne dăunează până la urmă unei vieți psihoemoționale cu sens. Nu spun fericite, cu sens, cu sens. Ai scăzut standardele? Nu neapărat. Ok. Ok, nici nu ne dăm seama cât de mult. Și mărturisesc că până când și eu am văzut despre ce este vorba, până când nu am făcut formarea eu însă, nu am crezut că am atâtea prejudecăți și atâtea credințe și nu am crezut că ele sunt de fapt filtrul prin care eu selectez realitatea. Toate aceste prejudecăți, toate aceste uneori lucruri atât de subtile, de o aparentă lipsă de semnificație ridicolă uneori, adică n-aș fi crezut niciodată că putem să luăm niște decizii pe baza unor credințe pe care nici măcar nu le conștientizăm, pentru că sunt credințe, sunt gânduri distorsionate pe care le percepem, de exemplu, din educație. Poate că mama a vrut să te ajute și ți-a spus că ai grijă, bărbații sunt periculoși. Este o chestie atât de simplă și poate că ea a avut, cu siguranță a avut o intenție bună la bază. Dar gândiți-vă la o fetiță care primește mesajul acesta 20 de ani sau hai să zicem 15 ani de la mama ei, cum se va raporta ea într-o relație? Cum se va duce ea către un partener când eu știu din staj și 20 de ani mi s-a spus că bărbații sunt periculoși? Evident că voi filtra orice gest pe care un bărbat îl va face, îl voi filtra prin această grilă. Este sau nu este periculos? Existând riscul să interpretez poate prea rapid, prea dur, un gest care poate că nu a fost atât de periculos sau nici n-a avut o intenție periculoasă, dar eu imediat să intru în reacție și să fiu reactivă.
Repet, nici nu ne dăm seama câte credințe avem acolo, legat de orice, legat de viață, de familie, de femei, de bărbați, de job, de Dumnezeu, de orice mare subiect care există în viața noastră. Dacă luăm și îl punem așa și îl analizăm, o să vedem câte prejudecăți avem acolo, câte gânduri destul de alambicate și destul de neimpure, ca să zic așa, avem acolo. Ori o etapă pe care o recomand, apropo de fericire, este tocmai această curățare a acestui filtru mental. Pentru că dacă filtrul este curat, realitatea care trece prin el nu are cum să iasă curată. Și atunci, da, un prim proces de educație mentală, pentru că mă întrebai ceva mai devreme, cum să ne educăm mintea, ei bine, poate că o primă etapă în ceea ce privește educarea minții este tocmai această analiză a cadrului mental pe care îl avem. Și atunci o să constatăm că ne-am ghidat în viață după niște idei care nu doar că nu sunt noi, sunt destul de vechi, destul de arhaice, dar sunt și periculoase, sunt toxice pentru noi. Și din păcate alegem în viață, facem alegeri în viață din perspectiva acestor filtre mentale. Dragilor, a fost astăzi alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog nician, psihoterapeut și președintele Institutului de Formare și Educare Relațională. Și am vorbit pe marginea cărții Neuroștiința fericirii, dezvoltarea conștientă a creierului către armonie și integrare, o carte scrisă de Daniel Siegel, publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și de această dată alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!